Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Fără Secrete l-am invitat alături de noi pe domnul Florea Mușat, primarul Comunei Băleni, pentru a discuta despre investițiile locale, situația privind infrastructura rutieră educațională și ce face administrația publică locală pentru a îmbunătăți viața locuitorilor. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Bine v-am găsit, doamne. Domnule primar, Băleni este una dintre cele mai mari comune din județul Dâmbovița. Câți locuitori mai sunt în comună? În jur de 8700. 8700. Și de asemenea știm cu toții că este cunoscută, comuna este cunoscută ca bazin lecumicol dezvoltat în zona de sud a țării. Cum se descurcă producătorii agricoli? Da, de fapt comuna Băleni este cotată bazin lecumicol performant. Într-adevăr, așa este, dar la Băleni noi avem și alte, avem producții, avem servicii, avem comerț, avem foarte multe activități, deci s-a dus vestea că suntem mari producători de legume, așa este, de legume foarte bune, dar avem și depozite de procesat, livrăm, zilnic se livrează de la Băleni tiruri întregi de legume care ajung în supermarketurile din România și nu numai, și în piețele agroalimentare aproape din toate județele. Referitor și la celelalte activități de tip industrial, servicii, suntem foarte bine organizați și așa ar trebui să fie și în continuare și să sperăm că vor fi condiții să ne dezvoltăm. Cum vă propuneți ca administrație publică locală să susțineți mediul de afaceri local și ce facilități oferiți, dacă oferiți? Vedeți, mediul de afaceri local, noi nu îl putem sprijini numai prin unele măsuri care le luăm privind taxe și impozite locale care să fie la un nivel decent, minim, ceea ce și acum există lucrul ăsta, dar celelalte pârghii pentru dezvoltarea afacerilor celor care au firme și, indiferent de ce natură, servicii sau producție, aceste pârghii trebuie apăsate de la guvern. Care este situația în ceea ce privește infrastructura drumurilor? La Băleni, infrastructura drumurilor, noi am început, de fapt, eu am început prima asfaltare în 2002. Mai avem câteva străduțe de asfaltat, deci mă refer la străduțe. În rest, infrastructura rutieră la Băleni este bună. Cred că ați venit și dumneavoastră și ați trecut pe drumurile locale. Problema care se pune în momentul acesta este că la Băleni introducem apă și canal. Este o lucrare pe afir în derulare. Cum sunteți la acest capitol? Da, care va avea termen de realizare în 2023, în septembrie. Dar, având în vedere acest aspect, deci șantier se lucrează și conductele și astea trebuie introduse. Și disconfortul este evident, atât la cetățeni cât și la copiii care merg la școală, dar vreau să vă asigur că ne-am gândit la acest lucru și am depus pe Angel Salini proiectul acela de modernizare a drumurilor și asigurarea optimizării scurgerilor apelor fluviale după introducerea de apă și canal. Deci cetățenii ar trebui să aibă puțină răbdare că toate aceste drumuri unde pe acostamente s-au introdus rețelele de apă și canal, acestea vor fi refăcute, plus că se va turna încă un covor asfaltic și se vor face și podețele și trotuarele. Deja proiectul este pe Angel Salini, este aprobat prin ordinul ministrului și urmează perioada de licitație de pe SICAP. La capitolul sănătate, vă rog să ne spuneți ce oferă localitatea cetățenilor. Am văzut că aveți cabinete medicale, stomatologice, farmacii. Da, avem acest lucru. Am avut o problemă care totuși am rezolvat-o cu un medic de familie. Nu aveam medic de familie. Problema aceasta s-a rezolvat. Situație întâlnită în multe comune. Da, un număr foarte mare de cetățeni și mai ales copii aveau nevoie de încă un medic de familie. Referitor la acest aspect, vreau să spun că în 10 zile vom da în funcțiune, inaugurăm un dispensar medical modern, dotat, pe care l-am realizat pe PNDL 2.
Și la capitolul educație, cum se prezintă școlile? La educație, da, nu, în jur știu că de aveți învățământ primar, gimnazial, grădiniță cu program normal, iar acum este în construire, deci avem, e finalizat în proporție de 80%, iar dacă firma care am avut contract de realizare acestei investiții nu intra în faliment, în reorganizare, până acum era terminată și grădinița, dar a intrat în reorganizare și acum suntem în situația de a face încă un contract cu altă firmă, bineînțeles respectând legea achizițiilor publice, și cred că la anul, cred eu și sigur sunt, în primăvară sau cel târziu în vară, grădinița va fi realizată, grădinița cu program prelungit, cea mai mare grădință din mediul rural. Investiția tot în legătură cu infrastructura școlară, vreau să vă spun că și Liceul Tehnologic Udrea Băleanu are o anexă la fosta SAM, cum să zice, școală profesională, unde realizăm ateliere mecanice pentru elevi. Și această construcție este finalizată în proporție de 90% și va fi dată în folosință cât mai repede. Aceste investiții sunt realizate din bugetul local sau vorbim și de proiecte pe fonduri europene? Deci dispensarul medical, cum am spus, grădinița cu program prelungit și ateliere mecanice Liceul Tehnologic sunt investiții derulate prin PNDL 1 și 2 și am avut și noi contribuții, bineînțeles, 5-6 miliarde în total la toate investițiile astea și le-am realizat, bineînțeles, cu bugetul local ne-am descurcat și ne vom descurca în continuare. Dar accesarea unor proiecte pe fonduri europene? Da, pe fonduri europene avem pe AFIR introducerea de apă și canal. Acum, pe Angel Salini, avem centura Bălenilor. Când am zis și am dat denumirea de centura Bălenilor, unii m-au luat așa un pic la mișto, zice, centura Bălenilor. Păi, centura Bălenilor, fiindcă Bălenii are această oportunitate de a face o centură ca toate tirurile care intră zilnic, 7-8 tiruri de aprovizionare la supermarketuri, să nu mai intre prin comună. Să ocolească, indiferent de unde vin ele, de la Târgoviște, de la București, de la Ploiești, din toate zonele, au posibilitatea să ocolească localitatea. Și atunci am luat această măsură, care de fapt am gândit-o din 2011, când pe AFIR, pe 125A, am făcut această centură, de atunci am bibilit-o eu, cum s-ar spune, și cu 1 milion de euro s-a pietruit 13,2 km, exact centura care acum o asfaltăm pe Angel Salin. Și de ce a fost contestată de anumite persoane această investiție? Da, vedeți dumneavoastră, la selecție, că s-au selectat. Centura Bălenilor. Ce centură, băi? Are localitate centură, o comună centură. Da, domnule, păi este făcut un drum pietruit de 13,2 km, e o centură ocolitoare, e pietruită de, a început în 2011, finalizarea licitației s-a realizat în 2012, în iunie, și s-a realizat, s-a făcut și acum o modernizăm. Am trecut și peste asta și ne-am înțeles. De asemenea, în legătură cu lucrările astea de modernizare a infrastructurii după ce introducem apă și canal, am avut și aici niște animozități, discuții și care acum este motivul? Motivul este că fiind suma 16.347.806,34 bani, așa, s-a zis, păi bine, bă, tu ai pe aia de 20 de milioane centura Bălenilor, mai ți-o dăm și pasta cu de așa, iei banii la nu știu câte localități sau. Și mi-a alocat din ei 314.326, dar din ce știu și eu, s-a mai dat pe acolo, pe acolo, Dărmănești, s-a dat pe la Bezdead să facă trotuare și să facă biste de biciclete, mă rog. Iar dar ne descurcăm, o să vedem cum facem și o să solicităm încă o dată la Ministerul Dezvoltării acoperirea sumei respective.
În localitate funcționează și un cămin cultural. Ce activități susțineți, ce activități au loc acum? Doamnă, căminul cultural este o problemă. Avem un cămin cultural vechi, antic și de dămâil, cum să zice. Într-adevăr, și ne-au preocupat, să știți. L-am scos la licitație publică de 3 ori. Nu a venit nimeni decât data trecută, a treia oară a venit un ofertant și ce să vedeți dumneavoastră, când am ajuns, că am fost monitorizați ex-ante de ANAP. Când am ajuns la soluția tehnică, pusese ofertantul acolo niște documente, documentații de drumuri. Da. Așa, și s-a anulat. Acum suntem iar pe SICAP. Iar suntem pe licitație, valoarea investiției este de 2,2 milioane de lei, 22 de miliarde de lei vechi, pentru modernizarea acestui cămin cultural, care îi dăm destinația tot cămin cultural. Dar am ambiția să-l fac, indiferent ce obstacole. Dar ce de obstacole. Ce nu prezintă interes acest proiect? Acum să fim realiști, oamenii, constructorii, firmele, se feresc de construcții civile. Și vă spun și de ce. Prețurile au luat o raznă. Deci acum ai un preț la ciment peste o săptămână altul, la fier acum ai un preț peste câteva zile altul. Vă dați seama, nu e acea certitudine, acea satornicie a prețurilor care să le dea lor posibilitatea să gândească în viitor și aici e problema. Deci un moment, și nu este numai la Băleni cu la noi chestiunea asta, cred că asta este la nivelul întregii țări, dar la nivelul întregii Europe, chiar cu prețurile și cu energia. Dar să sperăm că vom... Și ar trebui la acest capitol proiectanții să lucreze mai bine și mai atent, să prevadă anumite disfuncționalități în evoluția prețurilor, atât la energie cât și la materiale, atât cât pot ei să prevadă. Dar trebuie să prevadă. Că altfel nu vom ajunge nicăieri. Începem, adjudecăm o licitație, facem contractul, începem lucrarea, după aceea vedem că nu avem cum să o scoatem la cap. Da. E foarte... Domnule primar, știm cu toții, comuna este cunoscută și pentru tradițiile care se păstrează. Deja vedem și pe postul de televiziune Columna, una din activitățile care a avut loc recent. Vă rog să ne spuneți cum vă implicați în susținerea și promovarea acestor tradiții. Doamne, noi am avut până în declanșarea așa zisei pandemii de COVID, am avut două formațiuni de dansuri. Dacă o știți pe doamna Tufeanu, care era instructor la noi, am fost cunoscut și am participat la foarte multe festivaluri, atât în județ cât și la București și la capitală. Acum avem iar două formațiuni de dansuri populare, bulgărești și românești, care funcționează. Dovada este că la Drăgaică, când unde ați fost și dumneavoastră, ați văzut acele două grupe de dansatori, mici și puțin mai mari. Și îi sprijinim, bineînțeles, vor să meargă... Participă la concursuri? Da, participă la concursuri, le asigur transportul cu autocar, cu tot ce le trebuie. După tradiții, știu că aveți o importantă moștenire și în ceea ce privește monumentele istorice. Aveți una din cele mai mari biserici din județ, am putea spune o adevărată catedrală. Da. Biserica de la Băleni Români, monument istoric, pictură de Tătărăscu, da, este în domeniul public al Comunei Băleni. După ce am făcut în 2017, am început reabilitarea acestui Sfânt Lăcaș, bugetul local a participat numai prin bugetul local atunci cu 1,6 milioane de lei, 16 miliarde, am schimbat aproape complet capacul bisericii și s-a pus tablă de cupru, deci 100 de ani, nu are ce să mai caute nimeni pe acolo. Crezul meu a fost că această biserică trebuie neapărat reabilitată și trebuie conservată. Problema care s-a pus era finanțele, până la urmă am găsit de resurse, am aprobat în consiliul local, toți consilierii au fost local? De acord, numai din bugetul local a fost această investiție. Dar noi n-am ajutat numai biserica de la Băleni Români. Noi am ajutat, de exemplu, și la biserica de Băleni Sârs, a făcut acolo o clădire care le trebuia pentru anumite procesiuni religioase, în valoare de 3-4
4 miliarde de lei, deci anul trecut s-a finalizat. De asemenea, am ajutat și Biserica Creștin după Evanghelie din Bălen-Sârn, din cartierul Gornoveni, și în continuare, ca să vă spun așa, noi plătim toate utilitățile, atât la Biserica din Români și la Biserica din Sârb și la Creștin după Evanghelie, plătim utilitățile, curent și gaze, din bugetul local, prin un contract de finanțare aprobat, de asemenea, în bugetul local, din Consiliul Local. Ce vă mai propuneți să realizați până la finalul acestui an? Până la finalul acestui an vreau să realizez un lucru, în afară de cele investiții, am vreo 19 care se derulează, nu mai zic de celelalte lucruri care s-au făcut. Vă rog să le spuneți în mare, așa, sunt, fiecare investiție. Sunt multe, dar cele mai importante aș vrea să le spun. Am zis modernizarea DC41A, centura Bălenilor, care am spus. Ne puteți spune, da, aici ne-a spus valoarea investiției, dar la celelalte să lucrări de modernizare a drumurilor publice, asigurarea optimizării apelor și infrastructurii după introducerea apă și canal, v-am spus 16.347.000 de lei, investiția în structurii de apă uzată, deci apă și canal, 11.203.159, da? Avem aici servicii, actualizare plan urbanistic, care tot mi-a venit mie iar în sarcină să-l fac a treia oară, că am mai făcut extinderi de intravilan, care sunt foarte necesare. Și să vedeți, de aici se leagă anumite lucruri care s-au întâmplat și astăzi, vis-a-vis, o să spun la urmă, cu energie electrică. Da, servicii, da, Liceul Tehnologic de la Băleanu, etapa a doua rest de executat, m-am referit la atelierele acelea mecanice și ele în valoare de 400.000. Acum ce mai trebuie să dăm de la Ministerul Dezvoltării. Realizare de dotare grădiniță, la fel 1.200.000 care trebuie iar să, prin PNDL plus o sumă din partea noastră, căminul cultural cu 2,2 milioane care este în licitație publică, mai avem, avem amenajare canal de scurgere ape pluviale în satul Bălen Român de 450.000 buget local, lucrări de reface prin modernizare acces pietonal între școală și grădiniță, unde e o problemă acolo, 350.000, care deja e contractul făcut și în vacanța din octombrie dăm drumul la, la lucrări. Deci, din proiectele pe care le-ați menționat până acum, nu toate sunt în derulare. Nu, avem, cu ăsta care v-am spus acum, 350.000 acces pietonal, este contract semnat, îi dau drumul acum. Deci eu acum spun niște proiecte care deja sunt proiecte tehnice făcute, sunt băgate în finanțare, sunt, dar nu sunt începute toate, câteva nu sunt începute. Amenajare șanțuri și podețe pentru optimizarea scurgerii apelor pluviale pe șoseaua Nucetului, care e drum județean. Aici este o lucrare care de mult mi-am dorit. Încă din 2010 am făcut un proiect atunci, costa 456.000 de lei pe ambele sensuri, șanțuri și podețe, și după aceea, în 2012, am fost scos din circuit, m-au trimis acasă, m-am odihnit 4 ani și am venit înapoi. Și vreau să-l fac acum, bineînțeles, acum cu alte costuri. Într-adevăr, alte costuri, asta înseamnă 782.000 de lei. Dar am ambiție și trebuie să-l fac neapărat, fiindcă dacă veniți pe șoseaua Nucetului, eu de multe ori când vin de la Târgoviște, evit să mai intru pe șoseaua Nucetului, că nu mă simt bine atunci când văd acele șanțuri și pline de apă și n-au unde să scurgă apa și intrăm în gospodările cetățenilor. Și mai avem reabilitare moderată a clădirilor publice pe un program nou, PNRR acum, de 1.598.740, adică ce înseamnă, ca să înțeleagă cetățenii, reparația capitală a acoperișului Liceului Tehnologic din centrul Bălenilor, ca să înțeleagă. Da. Și avem de asemenea înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Băleni. Ne-a chemat acum 3 săptămâni domnul președinte Corneliu Ștefan, îi mulțumesc pe această cale, în care ne-a dus la cunoștință, am avut o întâlnire și ne-a spus că neapărat trebuie să facem la Băleni, neapărat trebuie să facem acest centru. Deja am demarat, deja s-a transmis proiectul și finanțarea este de 4.558.786 de lei. Și cum gestionați acest proiect în comuna Băleni privind colectarea și gestionarea deșeurilor? Exact unde este fosta balastieră la Băleni Români. Dar oamenii au înțeles? Sunt deschiși? Da, oamenii sunt deschiși și am reușit cât de cât să-i capacităm un pic, dar mai trebuie să lucrăm la
la ei. Noi acolo avem la Belen României, la Fosta Balastier, așa zicem noi, încă din 2001 am stabilit 5.000 de metri acolo și 5.000 de metri pătrați la Bălen Sârbi, la cartierul Rudari, să ducem resturile vegetale. Deci din 2001. Acum, datorită serviciilor, comerțului, ambalajelor, magazinelor multe, avem 40-50 de magazine în Băleni, multe deșeuri, deci se produce foarte multe deșeuri și toate se duc acolo. Acum eu sunt obligat prin lege, primarul e obligat să asigure și Consiliul Local cetățenilor să ducă într-un spațiu special amenajat deșeurile voluminoase. Lucru pe care l-am făcut și am înființat niște containere. Dar mai sunt și cetățeni și nu puțin care duc amestecate acum. Și acum sunt foarte pus într-o situație foarte delicată, că acele deșeuri trebuie să dau undeva. Dacă sunt amestecate, vă dați seama că nu pot să le, n-am pe cine să pun să le separe de deșeurile vegetale. Și atunci am trei containere la Băleni Români și două containere la Băleni Sârbi, unde cât de cât totuși am făcut lucruri bune, oamenii au înțeles și acum mergem pe un drum bun și să zicem că și cu acest centru rezolvăm problema la Băleni. Domnule primar, o altă situație sau un alt subiect care, din păcate, ne frământă pe toți în ultima perioadă este cel privind economisirea energiei electrice. Ați luat măsuri în ceea ce privește acest lucru. Cum funcționează? Mă interesează cum funcționează sistemul de iluminat în comuna Băleni și dacă ați avut anumite situații, pentru că știu că a fost o situație în ultima perioadă care s-a lăsat chiar cu o descindere din partea mascaților. Iluminatul public este la fel cum era înainte. Deci avem iluminat public aproape ca la Târgoviște, pe principală și pe lateral. Avem iluminat public și pe drumurile agricole. Se vorbește acum de iluminatul acela inteligent. Iluminat public, da, prin satelit se aprinde, se stinge. Problema este că avem iluminat public și pe drumurile agricole unde au oamenii, au cetățenii solari și unde aveam probleme cu furturile. S-au redus furturile cu 50-60% când am pus aceste corpuri de iluminat și să vă spun, avem și 110 camere de supraveghere în toată comuna. Avem un sistem centralizat de camere și avem și camere VPR-uri, adică cum să vă spun eu, la fel cum sunt cele puse de cei de la CNRI pentru rovinete, la toate ieșirile și intrările din comună. Dar și furturile au scăzut foarte mult. Suntem în permanent legătură cu Poliția Națională și discutăm lucrurile astea. În fiecare dimineață ne întâlnim și facem schimb de informații civile privind furturile, ce se întâmplă în comună. Iar în legătură cu ceea ce dumneavoastră așa este, a decis mascații. Doamnă, noi avem acolo o problemă. Și problema noastră este că noi suntem. Aici sunt cetățenii noștri, sunt oamenii noștri, oameni care trebuie să trăiască, oameni care au familii, au câte 3-4 copii, s-au extins cu clădirile, le trebuie curent. Au dreptul să aibă și ei curent electric ca toți cetățenii din România. Așa scrie în Constituție. Și dreptul. Nu se întâmplă în acest moment. Dar nu se întâmplă. Adică e situație foarte grea la electrica, ca dacă are unul o casă făcută, edificată, e înscris în registrul agricol și noi dăm adeverință la registrul agricol, că figurează. Nu, electrica nu, domnule, vrea neapărat să fie proprietar. Chiar dacă defunctul n-a vrut să le dea noilor locatari de acolo, moștenitori, nu le-a dat pe numele lor, e pe numele vei, nu trebuie să fie proprietar. Doamne, avem o situație în Rudari, acolo, romii. E o situație foarte dificilă. Azi avem și le-a tăiat curentul. Eu aș veni, că de ce chipurile să fură curent? Băi, frate, haide, ați venit, ați deconectat 10-15 cât ați deconectat, ați găsit că au ei acolo. Bun, nu trebuie să întâmple așa. Categoric eu sunt împotriva la asta. Dar hai să le dăm posibilitatea la acestor oameni să nu se mai racordeze clandestin. Să fim mai elastici, să fim un pic mai permisivi privind aceste lucruri. S-a încercat o comunicare, exemplu, cu reprezentanții. Am încercat, am făcut și mai mult de atât. Am făcut o rețea de curent alimentare la
exploatațiile agricole, care este chiar lângă cartierul rudar, cum îi zicem noi, și se duce spre Băcani, cu transformator nou, pus de primărie, pe banii de buget local, cu rețea electrică, nouă-nouță, am mai pus 5 stâlpi, acum 3 ani, noi, tot prin surse locale, ca să facă legătura între să rupă acel cartier în două, să meargă o parte pe vechiul PT-ul, punct de transformare care este de pe timpul CAP-ului predat la primărie și noi l-am predat lui Electrica. Și așa a rămas încremenit. Și vine mereu, sare în sus, sar siguranțele, vine să mai bagă un fier acolo, mai vine... Nu așa se face. Să facă racordarea dintre punctul de transformare care e existent și nimeni nu irigă, iarna, doamna, acolo. Că iarna se consumă curent. Da? Și acestor oameni trebuie să le dăm posibilitatea și vin cu rugămintea mare la domnul director general de la Electrica, cu care îi mulțumesc că de câte ori am avut întrejoperi, extraordinar de prompt a fost și am rezolvat problema. Să permită să, ca la cetățeni, într-un an de zile, intrăm în legalitate cu moștenirile, cu astea, să ne dea voie să le facem acte de racordare. Oamenii vor să plătească, nu vor să fure. Iar nu vă dați seama. Moment, eu vă pun într-o situație. Curent. Vin la primărie 4-5 mămiși cu 2-3 copii după ei, Puradei și cu unul în brațe și zice, domnul primar, n-am curent pentru ăștia. Ajutați-ne! Și ce puteți face dumneavoastră? Da, să vin cu rugămintea să trimită o echipă acolo să racordeze acel tronson, să separe, să dea, că e consumul mare, într-adevăr, e consumul mare, dar nu e atât de mare consumul că să fură. Nu. De fapt, oamenii nu se pot racorda. Doamne, s-au făcut case lângă celelalte. Sau copiii, nepoții au făcut case lângă. Și au tras fire de la contoarul, de la tata, a tras doi copii care au făcut case. Au tras fire. Păi ce să facă dacă nu-i dăm voie să se racordeze? Da, am înțeles. Rugămintea mea asta este foarte mare. Îl rog pe domnul director general, haideți să facem în așa fel încât să ușurăm un pic suferințele acestor oameni. Mulțumesc mult, domnule primar, pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc, doamnă. Domnilor, domnilor, emisiunea Fără Secrete se încheie aici. Nu uitați că ne puteți urmări activitatea pe site-ul www.columnatv.ro, pe Facebook și pe YouTube. Pace și iubire să fie!